Cele două imnuri intonate al Marii Britanii și al României au adus aminte că Regina Maria a fost britanică prin naștere și apoi regina românilor. Printr-o ceremonie impresionantă, inima suveranei a fost redată familiei regale a României și celei imperiale a Austriei, din care face parte arhiducesa Maria Magdalena, nepoata reginei. Soldații regimentului de gardă au purtat caseta de argint în care se află inima într-o scurtă procesiune pe Calea Victoriei, alături de familia regală și autorități. Bucureștenii veniți în centrul capitalei și-au luat și ei rămas bun. Cele mai frumoase și calde gânduri am venit, am stat de fericită că se întâmplă acest eveniment. I-am citit toate cărțile, i-am urmărit viața. Inima reginei va ajunge la castelul Felișor din Sinaia în jurul prânzului. Ea va fi așezată în salonul de aur, locul în care a bătut pentru ultima oară. Ceremonia de la Felișor nu este publică, participă doar familia regală și autoritățile. Salonul de aur a fost camera preferată a reginei Maria și locul de care, spun muzeografii, regina nu s-ar fi despărțit niciodată. Ultimul drum al inimii reginei Maria încheie un traseu zbuciumat pe care l-a parcurs în cei 77 de ani de la moartea suveranei. Scoasă din trup, așa cum și-a dorit prin testament regina, a fost dusă mai întâi la Balcic în 1938, iar în 1940, când România a pierdut cadrilaterul, a fost adusă la Bran. În 1968, comuniștii au profanat sarcofagul cu inima reginei de la Bran. Pentru a aplana un conflict diplomatic, prim-ministrul Maurer a decis să fie adusă în depozitul Muzeului de Istorie al României 2 ani mai târziu. Familia regală a cerut ani de zile statului român inima reginei Maria. Abia anul acesta, guvernul a făcut această reparație istorică.